Încă de aseară, firma care administrează patinoarul începuse instalarea terenului mobil, special amenajat în piața Dacia. Anul acesta, suprafața de gheață va fi mai mare, aproximativ 650 de metri pătrați, astfel că vor putea patina simultan aproape 200 de persoane. Patinoarul se va deschide pe 1 decembrie, odată cu târgul de Crăciun, și va rămâne în centrul orașului până în ultima zi a anului. Se lucrează la montarea patinoarului artificial. Pentru că anul trecut s-a bucurat de un real succes, am dorit să închiriem și în această iarnă un patinoar artificial în piața Dacia. De această dată, patinoarul este un pic mai mare decât anul trecut, cu aproape 50 de metri pătrați mai mare. Prețurile sunt comparabile ca și anul trecut, ba chiar anul acesta am negociat mai bine și am obținut și un discount. Însă, esențial este că patinoarul va sta la dispoziția buzoienilor pe toată perioada târgului de Crăciun. Reprezentanții municipalității au ținut să precizeze că toți elevii buzoieni se vor putea da cu patinele în mod gratuit. Există totuși o condiție, doritorii trebuie să se prezinte în mod organizat cu clasa. De altfel, primăria va trimite adrese tuturor școlilor din oraș, în care vor fi specificate condițiile în care grupurile organizate pot obține accesul gratuit pe gheață. Tariful perceput pentru închirierea unei perechi de patine este 10 lei. Toți elevii, copiii vor beneficia de patine în mod gratuit dacă se prezintă la patinoar în grupuri organizate. Deci prevederile contractului privind închirierea patinoarului prevăd acordarea de facilități pentru elevii buzoieni, însă numai în grupuri organizate. De aceea noi chiar o să transmitem o solicitare către toate școlile din municipiu, prin care domnii profesori, diriginți, domnii învățători sunt rugați să popularizeze în rândul copiilor această facilitate, în sensul că atunci când vor veni cu liste întocmite în mod organizat, ei vor beneficia de gratuitate pe patinoar. Pentru închirierea patinoarului mobil, primăria a achitat aproximativ 130.000 de lei.